Salut și bine ați venit la Istorii cu Hodor, episodul 2 de pe canalul YouTube Mădălin Hodor. În primul rând aș vrea să mulțumesc celor care au scris mesaje și au susținut lansarea canalului. Sper să reușim să facem treaba bună aici împreună și să merit încrederea pe care mi-ați acordat-o astăzi. Abordăm un subiect foarte fierbinte, din actualitatea imediată. Vorbim despre recentele lupte din Israel și din Fâșia Gaza. Nu o să discutăm foarte mult, poate așa cum credeți că o să discutăm partea aceasta de istorie veche și o să sărim direct în analiza evenimentelor dintr-o cu totul altă perspectivă. Pe 7 octombrie 2023, mișcarea Hamas, în traducere mișcarea de rezistență islamică, a atacat prin surprindere Israelul la o scară fără precedent până acum. S-au tras mii de rachete, militanții aripii militare a Hamas, celebrele brigăzi Al-Quassam, create în 1992 sub conducerea celebrului Ayyash, supranumit Inginerul. Aici paranteză, dacă doriți să vedeți cine a fost Ayyash și aveți la îndemână un film care se numește exact așa, de Inginerul, o producție din 2023 care relatează exact evenimentele care au dus la uciderea acestui terorist celebru. Deci au fost infiltrați în Israel luptători Hamas, fie cu parapante, fie pe mare cu embarcațiuni. Zidul de apărare construit între Fâșia Gaza și Israel a fost penetrat. După ultimele cifre, și aici sigur trebuie să le luăm cu titlu provizoriu pentru că bilanțul cu siguranță va mai urca, 1228 de oameni au fost uciși în urma operațiunii teroriste Hamas în Israel, alți aproximativ 3000 au fost răniți. Raidurile executate de armata israeliană în Gaza, care ripostă la acest atac Hamas, au ucis și ele în jur de 2600 de persoane, alte 8500 fiind rănite. Cum vă spuneam, cifrele sunt provizorii, cu siguranță o să mai crească și pe măsură ce rapoartele din teren vor fi centralizate. Israelul a mobilizat 300.000 de militari și pregătește, la ora la care vorbim, o invazie terestră în Gaza. Implicațiile internaționale sunt și ele extrem de grave. Se poartă negocieri al căror deznodământ încă este neclar. Ce ne interesează pe noi, după șocul inițial, toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă, cum a fost posibil așa ceva. Cei mai mulți au încercat, așa cum vă spuneam, să oferă răspunsurile apelând la istoria conflictelor dintre evrei și arabi. Nu o să facem lucrul ăsta aici, deși dacă veți dori să detaliem această istorie lungă și extrem de complicată, o putem face dacă veți solicita acest lucru, dar m-am gândit că nu are sens să repetăm aici ceea ce probabil vei găsiți oricum cu ușurință la o căutare pe Google sau YouTube. Nu cred că este așa de complicat. Nu cred, la Istorii cu Hodor, încercăm să facem niște lucruri pe care nu le auziți peste tot și nu le vedeți peste tot. Încercăm să privim dincolo de aparență, dincolo de propagandă, dincolo de știri și de emoție. Povestea noastră, sau povestea, mai bine zis, povestea pe care aș vrea să vă spun, nu începe cu Theodor Herzl, celebru sionist, nici cu declarația Balfour din noiembrie 1917, nu începe nici măcar cu războaiele israeliano-arabe, nici cu războiul de Yom Kippur din 1973, despre care tot ați auzit vorbindu-se, toată lumea face referire la acest eveniment, odată pentru că s-a petrecut tot în octombrie, ca și atacul Hamas de recent, dar și pentru că, așa cum s-a întâmplat acum și în 1973, în octombrie, Israelul a fost surprins de atacul atunci condus de forțele armate ale Egiptului și Siriei. Israelul a fost luat prin surprindere și atunci, tot pentru că se afla într-o perioadă de sărbători religioase, ca și acum. Nu o să povestesc nici despre procesul de pace, eforturile de normalizare a relațiilor dintre Israel și foștii săi adversari, deși aici există în mod evident o cheie pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat în aceste zile. Nu o să vă vorbesc nici despre terorismul arab, nu o să vă povestesc nici despre Hamas și Hezbollah, nici măcar despre frăția musulmană, care este cu siguranță cea mai veche organizație și mai veche și mai puternică organizație teroristă din zonă. În mod surprinzător nu prea se vorbește despre ea zilele acestea. Povestea care urmează să vă spun nu este nici, nu privește nici latura militară, nu este cu tancuri, cu bombe, cu drone, cu servicii secrete și toate ingredientele unui serial de succes Netflix. Exploziile, morții, știrile nu sunt însă cauza, sunt doar consecințele pe care le vedem. Calea spre consecințe a fost însă așezată cu multă vreme înainte să se audă prima împușcătură, înainte să vedeți prima știre șocantă. Istoria este o sumă de consecințe ale unor acte, multe dintre ele atunci când s-au întâmplat nici nu dădeau de înțeles că vor conduce la așa ceva. Cel mai adesea însă, ca și în viață, orice act, oricât de insignifiant, produce consecințe. Așa încât aș vrea să încep povestea noastră în anul 2016. În anul 2016, poliția israeliană pornea o investigație care îl privea pe Benjamin Netanyahu, astăzi prim-ministru al Israelului, acuzat la acea vreme de 3 capete de corupție, toate în timpul cât a deținut diverse funcții politice, fie în guvern, fie în perioada când era prim-ministru. Cele 3 dosare de corupție în care este implicat Benjamin Netanyahu sunt următoarele. Afacerea 1000 este vorba despre o afacere în care s-au primit o serie de cadouri și servicii de către Netanyahu și de către soția sa, Sara, de la un afacerist israelian și prieten apropiat al lui Netanyahu, care i-a oferit vinuri, bijuterii, tablouri și trabucuri, undeva în valoare de $195.000. Elovici, pe numele său, a fost directorul general al companiei de telecomunicații Bezeq, o companie importantă din Israel. Netanyahu a promis să acționeze în favoarea acestei companii și a lui Elovici în schimbul acestor favoruri. Un caz, dacă vreți, tipic de corupție. Al doilea dosar în care este implicat Benjamin Netanyahu, afacerea 2000, este o afacere care se referă la presupusa înțelegere între Netanyahu și tot Elovici în legătură cu, de data asta, cumpărarea unui ziar, Edioh Ahronot. Netanyahu e interesat să cumpere ziarul, dar se confruntă cu o concurență puternică din partea proprietarilor. Aici intervine și un alt aspect care privește încercarea de control asupra presei din Israel, ziarul fiind unul care era critic la adresa lui Netanyahu. A treia și ultima afacere de corupție în care Netanyahu era cercetat, afacerea 4000, sunt numerele pe care sunt date pe fiecare caz, se referă la o presupusă înțelegere între Netanyahu și tot Elovici în legătură cu servicii de streaming online. Netanyahu era interesat să promoveze un astfel de serviciu, dar, potrivit acuzațiilor, Netanyahu îi promite lui Elovici că va reduce concurența în schimbul sprijinului acordat de Elovici. Acestea sunt cele trei dosare de corupție pornite de poliția israeliană în 2016. Deja în noiembrie 2019, Benjamin Netanyahu este pus oficial sub acuzare pentru fraudă și abuz de putere în cazurile 1000 și 2000, pentru fraudă, abuz de putere și mită în cazul 4000. Acuzarea lui Netanyahu în aceste dosare de corupție a provocat o reacție destul de puternică în societatea israeliană. Oamenii au început să protesteze în stradă, s-au ținut mitinguri săptămânale în care se cerea demisia lui Netanyahu și încetarea acțiunilor sale de a tergiversa aceste dosare și încercările sale de a obstrucționa justiția. Cu toate acestea, Netanyahu a refuzat să demisioneze, deși protestele s-au intensificat în perioada următoare, în 2020 și 2021. Rezultatul acestor scandaluri de corupție a fost că societatea israeliană a fost scindată foarte puternic, iar susținătorii lui Benjamin Netanyahu s-au radicalizat. Netanyahu a început tot mai accentuată o politică de intensificare a colonizării teritoriilor ocupate, aclamat că este victima unor conspirații, că de fapt avem de a face cu o vendetă politică susținută de justiție. În mod clasic, să spunem, pentru un cleptocrat, Netanyahu de fapt a încercat să acopere scandalul de corupție, invocând amenințări externe la adresa statului Israel, unele reale, altele exagerate sau de-a dreptul inventate. După cum deja cred că ați înțeles, există similitudini cu alte cazuri pe care le cunoaștem mai aproape de noi. A doua chestiune s-a întâmplat atunci când în scenă a intrat Curtea Supremă a Israelului. Curtea Supremă din Israel este alcătuită din 15 judecători, este similară cu ceea ce avem și noi, Curtea Constituțională din România. Atribuțiile Curții Supreme din Israel sunt însă mult mai extinse decât atribuțiile Curții Constituționale. Cred că puțini dintre voi s-au întrebat, știu sau au fost interesați să afle că Israelul nu are o Constituție, în sensul tradițional al termenului. Constituția este un document care stabilește principiile fundamentale ale statului, reglementează relația dintre instituțiile sale. Israelul nu are o astfel de Constituție, are în schimb o serie de legi și hotărâri ale Curții Supreme care îndeplinesc această funcție de Constituție. Aceste legi au fost adoptate de Knesset, de Parlamentul israelian, interpretarea lor însă aparține Curții Supreme. Legile israeliene sunt, aceste legi de bază israeliene sunt împărțite în două categorii. Legi de bază fundamentale, care stabilesc principiile fundamentale ale statului, cum ar fi caracterul său evreiesc sau caracterul democratic, precum și drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, sau legi de bază speciale, care reglementează domenii specifice, cum ar fi sistemul juridic, armata, economia și așa mai departe. Ca să înțelegeți, să dăm câteva exemple de legi fundamentale. De exemplu, legea Statului Israel, o lege care a fost adoptată în 1948 odată cu înființarea statului, definește caracterul statului ca fiind evreiesc și democratic. O altă lege fundamentală, legea care privește demnitatea umană și libertatea din 1992, care garantează drepturile fundamentale ale cetățenilor, inclusiv dreptul la viață, la libertate, la egalitate și protecția vieții private. O altă lege fundamentală privește demnitatea umană și libertatea. Aici este vorba practic de toate drepturile la viață, libertate, egalitate, proprietate privată, libertate de exprimare, asociere, religie și așa mai departe. Există, desigur, mai multe motive, poate v-ați întrebat, de ce nu are totuși statul Israel o Constituție după atâția zeci de ani de la înființarea sa din 1948. Sigur, sunt mai multe motive. Primul motiv este că fiind un stat tânăr, înființat în 1948, în condiții ostile, vezi primul război arabo-israelian, pentru că practic imediat ce Israelul și-a declarat independența și s-a constituit ca stat, el a fost imediat atacat de vecinii arabi. Ei, focusul pe supraviețuirea acestui stat a făcut ca problemele acestea legate de Constituție să fie considerate secundare și, în consecință, să nu fie neapărat o prioritate a statului israelian, din moment ce, nu știu, funcționează oricum aceste pachete de legi sub supervizarea Curții Supreme. Un alt motiv, la fel de important, pentru care Israelul nu are o Constituție, este că Israelul este o societate multiculturală și multiconfesională. Constituția ar trebui să regleze și să reflecte aceste diversități sociale israeliene, dar este foarte dificil să se realizeze acest lucru, este foarte dificil ca diversele grupuri să cadă de acord asupra unor legi cu caracter general. Până în zilele noastre există o dezbatere publică referitoare la necesitatea sau nenecesitatea unei astfel de constituții. Unii consideră că Israelul are nevoie de o Constituție pentru a-și consolida democrația și statul de drept, alții susțin din contră că nu are nevoie, deoarece instituțiile sale, așa cum spuneam, funcționează foarte bine. Am făcut această introducere în situația constituțională și legislativă din Israel, pentru că altfel nu vom înțelege ceea ce urmează să vă povestesc. Până recent, Curtea Supremă a Israelului a fost cea abilitată să interpreteze legile fundamentale, acele legi de bază ale statului Israel. Pe 28 februarie 2018 însă se întâmplă o solicitare din partea partidului Likud, partidul lui Benjamin Netanyahu, o solicitare de a amâna o recomandare a procurorului general de începerea procesului de urmărire penală în cazul premierului Netanyahu. Era vorba despre acele 3 cazuri de corupție, cele 3 dosare despre care vă povesteam. Curtea Supremă intervine și respinge această solicitare a partidului Likud, astfel încât la 1 ianuarie 2020 Netanyahu încearcă să trimită către Parlament o solicitare de imunitate și aceasta este respinsă. Astfel, ambele încercări ale lui Benjamin Netanyahu de a evita începerea procesului în cele 3 dosare ale sale de corupție eșuează și acesta constituie un episod foarte important pentru a înțelege cum s-a ajuns și ce se întâmplă acum în Israel. După amânări repetate, procesul de fapt al lui Benjamin Netanyahu începe pe 24 mai 2020. El este practic în curs de soluționare chiar în momentele în care suntem aici și discutăm acest lucru. În aprilie 2023, de exemplu, Procuratura Generală Israeliană a fost de acord să reducă numărul de martori în acest proces de la 333 la doar 60 martori cheie, doar pentru a grăbi un pic desfășurarea acestui proces. Este evident că întreaga chestiune s-a jucat în jurul acestei dispute ajunsă la nivel constituțional între Netanyahu și Curtea Supremă Israeliană, practic între un politician care încerca să găsească metode de a scăpa de urmărirea penală în cele 3 dosare de corupție și această parte importantă a justiției israeliene. Această dispută, ca și chestiunile legate de dosarele de corupție și refuzul lui Benjamin Netanyahu de a demisiona atunci când ele au devenit publice, au avut un impact semnificativ în viața politică și socială din Israel. Pe de o parte, o parte a populației a susținut justiția și au semnalat că sistemul judiciar israelian este capabil să intervină atunci când un politician este, detalia lui Benjamin Netanyahu, este acuzat de corupție. Cealaltă parte a societății israeliene însă a privit acest fapt ca pe o vendetă, așa cum vă spuneam, cum a prezentat-o și Netanyahu, ca pe o vendetă politică îndreptată împotriva premierului israelian. Unii au mers mai departe, acuzând că justiția de fapt slăbește statul israelian în fața inamicilor săi externi. Decizia curții a contribuit și la slăbirea poziției lui Netanyahu în partidul său, Likud. Netanyahu însă, în toată această perioadă, nu a stat cu mâinile încrucișate, din contra. A contraatacat, a fost extrem de ofensiv. De exemplu, între 2015 și 2019, ministrul Justiției, un om din partidul lui Netanyahu, Ayelet Shaked, membru al unui partid de extremă dreaptă a coloniștilor, a făcut mari eforturi de a îngenunchea Curtea Supremă. De exemplu, a ridicat jurisdicția Curții asupra problemelor privind Cisjordania, sau ceea ce se numește, ceea ce auziți la știri, denumit drept West Bank, de exemplu. Practic, a fost anulată orice fel de jurisdicție a Curții Supreme legată de problemele teritoriale de pământ, efectiv, din Cisjordania. Același Shaked a numit judecători, a influențat hotărârea ale curții, lăudându-se la sfârșitul mandatului său în 2019 că el a reușit îngenunchirea Curții Supreme. De fapt, împotriva Curții Supreme israeliene s-a creat în acea perioadă o coaliție alcătuită din Netanyahu, a căror obiective sunt deja, vi le-am expus și sunt evidente, anume să închidă dosarele de corupție. În această coaliție mai intrau coloniștii sioniști și ultra-ortodoxii din Israel. Fiecare din membrii acestei coaliții urmărindu-și propriul scop. Așa cum spuneam, Netanyahu să scape de dosare, coloniștii sionici să poată acționa discreționar în stabilirea unor colonii în teritoriile ocupate, fără ca judecătorii Curții Supreme să poată interveni și să cenzureze aceste acțiuni, iar, bineînțeles, ultraortodoxii aveau și ei propria lor agendă. Ultraortodoxii evrei erau supărați pe Curtea Supremă și din alte motive, de exemplu, pentru că această Curte Supremă a adoptat legi referitoare la, de exemplu, posibilitatea persoanelor de același sex de a crește copii și, ceea ce i-a deranjat cel mai mult, o lege privind obligativitatea serviciului militar, considerată a fi un afront de către evreii ultraortodoxi. Pe scurt, pentru evreii ultraortodoxi, controlul Curții Supreme a devenit similar cu conservarea stilului lor de viață și a comunităților, în contradicție cu puterea statului secular. Acest triumvirat, repet, Netanyahu, coloniștii și ultraortodoxi, câștigă alegerile din noiembrie 2022 și îl readuc pe Netanyahu în fruntea noului guvern. Prima măsură pe care o ia guvernul israelian a fost să anunțe un pachet legislativ de reformă a justiției. De fapt, pachetul prevedea măsuri menite să reducă radical puterea Curții Supreme cu privire tocmai la legile fundamentale de bază pe care le-am enunțat. În esență, Netanyahu propunea ca aceste legi să poată fi modificate prin Parlament cu o majoritate pe care partidul lui Netanyahu o avea, fără posibilitatea Curții Supreme să mai intervină. Dacă în Parlament situația era destul de favorabilă lui Netanyahu și coaliției sale, lucrurile n-au stat la fel în ceea ce privește societatea izraeliană, care a reacționat destul de puternic la acest atac direct asupra justiției. Începând din iulie 2023, Israelul este scena unor proteste masive, oamenii au ieșit în stradă pentru a susținând că așa zisele reforme ale justiției sunt de fapt un atac direct la independența justiției și mai mult un atac direct asupra democrației izraeliene. Ei avertizau că dacă aceste legi, acest pachet de reformă va fi adoptat, asta va deschide calea către o guvernare autoritară și democrația statului israelian va avea de suferit. Ajuns aici, aș vrea să sintetizăm și să înțelegem că, de fapt, 2023 este punctul culminant al acestui război intern din societatea israeliană, un război care are, pe de o parte, componente vechi, acest conflict secular între puterea statului, între puterea administrativă și statul secular și partea religioasă a ceea ce definește evreimea, un conflict care nu a fost, iată, soluționat nici după atâția zeci de ani. Pe de altă parte, societatea a fost scindată, iată, și de aceste lupte în justiție între o parte care îl susțin pe premierul Netanyahu și cealaltă parte care îl vrea scos din viața politică și condamnat pentru acte de corupție. În martie 2023 se mai întâmplă un eveniment foarte important, anume în urma unei declarații publice, primul ministru israelian îl demite pe ministrul apărării, Yoav Galant, până în acel moment un aliat foarte puternic al lui Benjamin Netanyahu. Galant este un general israelian în retragere, o persoană cu foarte mare notorietate în mediul militar și în publicul israelian. Dacă inițial Galant a fost un susținător al reformelor, așa ziselor reforme propuse de Netanyahu, el a început să aibă ulterior, mai ales din cauza reacției societății israeliene, a început să aibă anumite rezerve referitoare la promovarea unor astfel de măsuri. Într-o declarație publică, așa cum o spuneam, Galant a ieșit și a spus că ar fi bine dacă s-ar face o pauză, dacă s-ar lua o pauză de la această tăvălug împotriva justiției și a argumentat că este foarte important să fie ascultate toate părțile implicate, iar reforma trebuie să fie adoptată doar dacă se bucură de sprijinul larg al populației israeliene. Urmarea acestei ieșiri, Netanyahu l-a demis cu un mesaj simplu publicat pe rețelele de socializare. Șocul demiterii ministrului apărării a fost însă foarte mare și a condus la și mai multe manifestații publice, însă de data aceasta, în stradă, au ieșit inclusiv membrii ai forțelor armate israeliene. Protestele au început pe 1 iulie 2023 în Tel Aviv, apoi s-au extins în Haifa și Beersheva. Un lucru foarte important de arătat este că protestatarii au venit la mitinguri îmbrăcați în uniforme militare, unii dintre ei erau ofițeri activi ai armatei. Protestele de altfel au fost organizate de un grup de militari israelian numit Tsuk Eten, ceea ce înseamnă Forța Eten. Grupul e fondat de un grup de ofițeri și subofițeri care se declară îngrijorați de viitorul democrației israeliene. Ce este de menționat este că a existat acest protest public, dar el a fost însoțit și de scrisori deschise semnate de militari israelieni, dar și de rezerviști armate israeliene. Aceste scrisori adresate public premierului Netanyahu îi cereau să oprească acest atac împotriva justiției motivat de interesele sale personale, spunând chiar că vor merge până acolo, dacă se întâmplă lucrul ăsta, vor merge până acolo încât nu vor mai accepta să apere statul israelian dacă acest stat se îndreaptă către o autocrație, către o dictatură. Protestele au fost însoțite de violențe. În data de 2 iulie 2023 au fost chiar altercații între poliție și protestatarii care încercau să blocheze intrarea în Parlament. În urma acestor proteste, totuși, Benjamin Netanyahu a dat un pas înapoi și l-a reinstalat în poziția de ministru al apărării pe Galant, care este, iată, în zilele acestea ministrul apărării în continuare al Israelului și îl puteți vedea la știri sau pe ecranele televizoarelor din această postură. Conflictul acesta însă nu s-a închis și el a continuat până pe 7 octombrie, când, iată, au apărut aceste atacuri ale Hamas și toată lumea, toată planeta a urmărit ceea ce se întâmplă în Israel. Cum vedem lucrurile? Deocamdată există, în urma atacului Hamas, un consens politic, s-a creat un cabinet de război și lucrurile par să se îndrepte către o coaliție politică care să susțină pe premierul Netanyahu, care de altfel a și ieșit în prima zi după atacuri și a declarat că Israelul este în stare de război. În consecință, nu e vorba doar de un atac terorist, ci pur și simplu de un război pe care Israelul urmează să-l ducă. Cât de mult va dura acest consens temporar? Ce se va întâmpla după ce cabinetul de război, să spunem, va termina operațiunile militare, iar lucrurile vor reintra normal? Ce se va alege de cazurile de corupție, de procesul care este pe rol în ceea ce îl privește pe Benjamin Netanyahu? Sunt niște întrebări la care probabil viitorul ne va aduce ceva răspunsuri. Întrebarea pe buzele tuturor în aceste zile a fost dacă nu cumva acest atac reușit al organizației Hamas a fost cumva favorizat de diviziunile interne din establishmentul israelian, de fricțiunile dintre serviciile de informații și armata israeliană pe de o parte și gruparea politică din jurul premierului Netanyahu pe de altă parte. Există argumente și avem chiar declarații ale unor foști și actuali șefi ai Mossadului care l-au prevenit într-o rară ieșire publică pe premierul Netanyahu că politica sa poate duce Israelul într-o direcție greșită și că există riscuri mari ca acțiunile sale să determine o reacție necontrolată. Nu știm în momentul de față dacă într-adevăr establishmentul israelian are vreo legătură cu această situație ciudată în care organizația Hamas practic reușește să penetreze zidul de apărare inexpugnabil al Israelului și să provoace atâta pagube umane și materiale și mai ales de imagine. Sigur că am încercat în aceste minute să vă prezint lucrurile din spatele cortinei și să ne uităm un pic la o posibilă explicație a ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în Israel. Nu este singura explicație, pentru că, bineînțeles, lucrurile sunt mult mai complexe. Este vorba și de acțiunile mișcării Hamas, de politica internațională și de alte lucruri, dar cred că este util să înțelegem și ceea ce s-a întâmplat în Israel și de ce lucrurile nu au funcționat așa cum trebuie. În încheiere, sunt în continuare multe întrebări de pus și cu siguranță multe răspunsuri de dat. Un lucru rămâne cert. Cei care au plătit și cei care vor plăti în continuare sunt cu siguranță cei nevinovați.